Vă răspund imediat. Proiectul are o valoare de 21 de milioane de ron. Acest lucru înseamnă aproximativ 4,5 milioane de euro la valoarea de 4,5 lei pe un euro la cât a fost gândit la momentul 2009. Din acești bani, penitenciarul Galați acoperă 2 milioane ron, respectiv 2%, 300, vreo 400 de mii și restul reprezintă TVA-ul. Din, scăzând din 21 de milioane, rezultă 18,8 mai precis milioane ron, ne vin de la Uniunea Europeană și respectiv de la Guvernul României o parte, o contribuție foarte mică, respectiv 6,6%, așa cum e trecută aia în tratatele pe care le avem cu Uniunea Europeană. Din acești bani de care v-am vorbit, 18,8 milioane, 45% sunt la penitenciarul Galați, 27% la penitenciarul Botoșani și 28% la penitenciarul Giurgiu. Din acești bani deja am primit o prefinanțare de 7,7 milioane ron, pe care i-am distribuit conform procentajelor spuse mai devreme către parteneri, astfel încât s-a putut derula inclusiv această activitate la care ați luat parte și dumneavoastră astăzi.